Dragi prieteni vă salut, sper că majoritatea din voi sunteți bine, e zi de duminică, data de 14 martie și astăzi așa fiind și o zi de duminică dar suntem la fix un an de zile de când a fost introdus pentru prima dată stare de urgență. Și astăzi, în scurta mea intervenție, aș vrea să discutăm puțin anume despre tot ceea ce se numește, sau în limba engleză cum mi se spune, lockdown. Mulți dintre voi, mai ales ieri, mi-ați scris sau ați comentat în privința noutăților sau știrilor care au apărut legate de ședința Consiliului de Securitate de ieri și totodată despre deciziile sau recomandările acestei comisii, acestei. Consiliu, de fapt, de a introduce sau nu starea de urgență. În primul rând, dați-mi voie să vă salut încă o dată. Vă salut și eu, Igor, Gheorghe, Nina, călugări, vă salut, sper că sunteți bine. Igor, Igor, salutare, cum stau lucrurile pe la Florești? Sper că ai o duminică liniștită. Dorin, de la Călăraș, mă bucur să te revăd. Boris, de la Fălești, Radu, salutare, Radu, cum e pe la Codru, tot e bine. Dacă mă auziți bine, atunci, Ruslan, salutare, salutare, cum ți-a revenit, te simți mai bine? Știu că a fost o foarte grea perioadă de COVID prin care ai trecut și îți doresc mult, mult sănătate ție, Ruslan și, și familiei. Și echipii de la, de la Sângerei. Oleg, salutare și ție. Oleg, văd că sunt mulți prieteni, mulți colegi. Liliana, salutare Liliana. No, dacă totuși mă auziți bine și mă bucur că scriți, Galina vă salut și eu. Bună ziua! Haideți atunci, totuși, să încercăm să dezlegăm acest ghem, a tot ceea ce înseamnă pandemia la ora actuală și măsurile care se impun. Deci, prieteni, ieri a avut loc, așa cum spuneam, și așa cum ați citit și în presă, ați văzut și declarațiile făcute de președintele Maia Sandu după ce a ieșit de la ședința Consiliului de Securitate. Ieri a avut loc această ședință. Și mai multe instituții au venit cu tot felul de informații, analize și opinii. Așa cum ziceam, zilele acestea se împlinesc un an de zile de când a fost introdus pentru prima dată starea de urgență. Vă aduceți aminte anul trecut, când trei luni de zile noi toți am fost obligați să stăm acasă. Atunci a fost declarată starea de urgență anul trecut, fără să fie pregătită populația, în sens de informare corectă, fără să intervină statul să ajute oamenii de afaceri, care au suferit foarte mult și mulți oameni și-au pierdut locurile de muncă, fără să fie găsite soluții corecte din punct de vedere a învățământului online. Cu alte cuvinte, în acea perioadă noi toți am fost lăsați să încercăm să ne clarificăm, să ne lămurim singurei. Într-o oarecare măsură am luat noi soarta în mâinile noastre. În acea perioadă totuși fiind pentru prima dată oamenii au fost relativ corecți, responsabili, majoritatea chiar stăteau acasă cunosc prieteni, familie în care chiar, chiar, chiar cu săptămânile ieșau doar, doar poate câteva ore să meargă, să meargă la ceva cumpărături și restul stăteau acasă. Perioada aceea însă a trecut. Dacă vă aduceți aminte, a urmat după asta tot felul de decizii și comportament a politicienilor, mai ales a celor care au guvernat țara anul trecut, prin care noi toți ne-am dat seama că de fapt e o bătaie de joc. Nu mai vestit anuntă a băiatului primului ministru Chicu cât, cât, cât val de nemulțumire și de dezamăgire a fost adus atunci când guvernul pe departe și primul ministru Chicu ne cere tuturor nouă să stăm acasă sau să fim cât mai limitați și responsabili și să nu, să, nu, să nu participăm la evenimente, dar de aici poftim organizat o anuntă. Vă aduceți aminte pe Dodon Cumeșa în fiecare săptămână și suntem în scenariu 1, suntem în scenariu 2, suntem în scenariu 3 și tot așa mai departe. Campanie electorală organizată în la Hânciești în plină pandemie și multe, multe altele. Și oamenii au obosit. De asta astăzi se le ceri oamenilor ceva. Oamenii trebuie să aibă încredere. Noi toți și voi, dragi prieteni, dar și eu trebuie să am încredere că ceea ce va face statul în continuare, autoritățile statului, este cu adevărat corect și mai mult decât atât, trebuie făcut în așa fel încât oamenii să nu mai sufere. Oamenii pur și simplu nu mai cred. Ieri, vă spun sincer, am avut un sentiment foarte contradictoriu. Pe de o parte, E destul de șocant că autoritățile, sau mai bine zis, când spunem autorități, haideți să spunem așa cum este, funcționarii și cei care astăzi mai conduc unele ministerie sunt pierduți. Sincer, habar nu au ce să facă. Două instituții, ieri, fără să le dau nume, dădeau informații diferite în privința situației reale, cum stau lucrurile în spitale, la centru COVID și, în general, care este abordarea și ce ar trebui să fie mai departe. Adevărul este că situația e gravă. Noi am trecut peste 30, numărul, cifra de 30 de decese în fiecare zi. Asta înseamnă că aproape, aproape, la fiecare jumătate de oră, puțin peste jumătate de oră, moare un om. Foarte mulți dintre voi, dragi prieteni, ați trecut prin COVID sau foarte mulți, dacă nu majoritatea, undeva ba o rudă, ba un prieten, ba o cunoștință, a fost petrecută în cealaltă lume. Anul acesta foarte multe persoane și personalități care s-au remarcat au plecat înainte de vreme oameni care cu siguranță puteau încă să genereze ceva frumos și să aducă valoare adăugată nouă tuturor societății. Ieri spunea un expert, așa prin alegorie, metaforă folosind, că în Republica Moldova în fiecare săptămână cad câte un avion. E că asta se întâmplă. Mor oameni, mulți. În fiecare zi, Iată că ne ridicăm aproape la cifra de 2000 de infectați. Gândiți-vă că 2000 de infectați în situația în care spitalele noastre și sistemul de sănătate are capacitatea să administreze pe zi intrări de maxim 400 de 400, 450 de persoane. Dar adevărul este că astea sunt numai niște cifre oficiale legate de 2000 dar deoarece capacități de testare a populației nu sunt suficiente și nu toate informațiile se raportează. Și problema este că când un cetățean se testează și primește răspunsul, rezultatul că este pozitiv la COVID, el nu știe mai departe ce să facă. Dacă el încearcă singur el să meargă să-și facă renghenul sau să-și dea analizele, nu este primit se adresează medicului de familie. Medicul de familie nu intră în contact direct și, respectiv, foarte mult tratament se face în baza unei discuții telefonice. Eu, personal, am stat două săptămâni acasă cu COVID. Niciodată n-am fost sunat de cei de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică ca să mă întrebi cu cine am contactat, ca să facă cumva, un, nu știu, un fel de hartă a celor a grupurilor de risc. Zero. Niciodată. În afară, de, în afară de medicul de familie, în acea perioadă nimeni nu m-a contactat și cu nimeni n-am comunicat. Deci, situația este gravă. Situația este gravă fiindcă sistemul poate să nu reziste, medicii noștri, personalul medical este extrem de obosit. Obosit fizic și obosit mental. Și. Nici resurse suficiente nu sunt. În același timp, este adevărat că nu e vina oamenilor, dar și oamenii au obosit și ei să respecte toate măsurile, fiindcă văd că, de fapt, legea nu se aplică în egală măsură pentru toți. Vă aduceți aminte cum președintele Dodon a ieșit și le spunea preuților: Nu vă faceți griji că nu vă punem amenzi dacă chiar nu respectați regulile? Sau același exemplu cu cu prim-ministru Chicu care a organizat nuntă. După așa exemple, sigur că oamenii nu o să mai fie responsabili și disciplinați. Obosesc oamenii. Copiii trebuie să învețe online, părinții trebuie să meargă la lucru. Cu cine să lase părinții copiii? Cu cine? Să-ți o bună, asta costă. Bunici nu întotdeauna poți să iei și, În afară de asta, dacă e carantină sau ei, trebuie să, ei sunt cei mai, cei mai vulnerabili, trebuie să ai grijă de ei și să-i ții mai mult în izolare. Eu regret foarte mult că toate proiectele, inclusiv cele idei bune pe care noi, pro Moldova, le-am făcut, încă până astăzi, unii din Parlament nici măcar nu se gândesc să le, să le, să, le, să le, măcar să le discutăm, să le dezbatem. Dar noi am propus și concediu plătit pentru un părinte dacă sunt copii până la 10 ani care trebuie să stea acasă și Compensarea tratamentului la domiciliu și multe, multe altele, inclusiv în privința pensionarilor, multe propuneri pe care le-am făcut și cu regret. Anumite majorități formate tot timpul, situativ sau fosta majoritate care a fost la guvernare, socialiștii cu Partidul Democrat, măcar n-au acceptat să discutăm, să dezbatem subiectele respective. Ieri am înțeles că statul sau mai bine zis că noi, cetățenii, nu prea ar trebui să ne bazăm pe deciziile statului. Și mai mult ca atât, dacă sunt lăsați politicienii să iei decizii, întotdeauna cei care reprezintă politicul vor lua decizii gândindu-se la efectele politice. Este populară măsura sau nu este populară măsura? Oare dacă votăm lockdown și aprobăm lockdown, adică starea de urgență, ce o să zic oamenii cum o să ne voteze? E risc de a pierde voturi. Iată așa se gândesc unii. Ieri, unii experți la această ședință au spus că e nevoie de introdus stare de urgență. În același timp, la ora actuală, noi avem un guvern în demisie care nu poate lua decizii financiare pentru a ajuta în cazul în care intrăm într-o stare de urgență, în cazul în care intrăm într-o astfel de stare și încep să suferi iarăși oamenii și mediul economic, guvernul nu va fi în stare să vină cu modificări în buget și cu acele compensații care sunt necesare. Și politicienii inclusiv cei care se află astăzi la conducerea țării, încearcă cumva responsabilitatea să o dea de la ei la alții. Așa, ca la volei, își dau mingea unul la altul. Doamna președinte Maia Sandu ieri a convocat Consiliul de Securitate. Acest Consiliu de Securitate, care apropo este în mare parte echipa dumnei ei, în mare parte, majoritatea membrilor, a recomandat ca să fie introdus situația de urgență pentru următoarele sau pentru o perioadă de două săptămâni. Și a cerut guvernului care se află în demisie ca să mai analizeze încă o dată situația și să vină cu propunerile în Parlament. Fiindcă singura autoritate care declară starea de urgență prin vot este Parlamentul. Ce ar trebui să facă Parlamentul și ce ar trebui să facem noi, echipa Pro Moldova? Și ce ar trebui să fac eu? Atunci când o să vină eventual o astfel de propunere. În primul rând, o astfel de propunere trebuie să vină din partea experților și nu a politicului. Într-a doilea rând, trebuie să fie o analiză foarte și foarte bine pusă la punct din punct de vedere a consecințelor. În primul rând, la oamenilor, economia, mediul, tot ce, ce înseamnă educația, adică învățământul și ce oferim noi dacă votăm așa ceva și aprobăm această stare de urgență, ce oferim cetățenilor. În cazul în care doar se aprobă starea de urgență și băgăm toți oamenii acasă în carantină și închidem absolut tot, asta nu mai funcționează. Fără să venim cu răspuns față de oameni legat de compensații, legat de locurile de muncă, legat de compensații pentru mediul economic care se va închide, toți agenții economici, legat de sistemul de învățământ, tot ceea ce înseamnă online, inclusiv posibilitatea de a testa, răspunsul la întrebarea este sau nu este bacalaureatul anul ăsta, cum el este organizat, fiindcă iarăși o să ajungem muș curând la sfârșitul anului școlar. Până unii sau alții nu vin cu răspuns la aceste întrebări, inclusiv din punct de vedere financiar, eu am mari, mari, mari rezerve să fie votat așa necondiționat starea de urgență. Este grav, da, dar poate trebuie găsi soluții parțiale. Poate starea de urgență trebuie parțial introdusă în anumite domenii și în anumite regiuni ale țării. Poate ar trebui fluidizat mai bine transportul public. Poate ar trebui limitate activitatea unor agenții economici, dar nu închis complet. Poate ar trebui introduse anumit grafic de lucru în instituțiile de stat și chiar în mediul comercial sau mediul privat, în așa fel încât să fie cât mai puțină interacțiune a oamenilor, dar nu carantină totală, fără să se găsească soluții economice pentru oameni. Și noi toți care purtăm o anumită responsabilitate trebuie să fim sinceri față de oameni și să le spunem oamenilor cum stau lucrurile așa cum o fac și eu astăzi comunicând cu voi. Mulți dintre voi ați scris și ați comentat că sunteți împotriva acestui lockdown. Că două săptămâni înseamnă iarăși bataie de joc, băgăm oamenii în casă, venim fără soluții și aveți dreptate. Dacă două săptămâni oamenii trebuie să stea acasă, sau o lună de zile, dacă va fi prelungită starea de urgență, atunci trebuie să venim cu soluții la oameni. În concluzie, cu regret, starea este dificilă, gravă, deoarece mulți oameni mor și foarte mulți sunt testați pozitiv. Și sistemul de sănătate s-ar putea să nu reziste și trebuie de crescut tot felul de recomandări, sigur s-au făcut ieri, că trebuie de crescut capacitățile de testare, trebuie de investit mai repede și mai mult în cabinetele ale statului și inclusiv cabinetele private să fie ajutate. Dar grav este că guvernarea este decapitată, guvernul este în interimat și deciziile care trebuie să fie luate la nivelul guvernului nu pot fi luate inclusiv pentru a administra bine criza pandemică și de lucrul ăsta vorbesc deja de două, trei luni de zile pentru toți cei care nu fac altceva decât strigă anticipate de dimineață până seara. 2, dacă se ia vreo decizie sau se ia vreo propunere să fie introdusă starea de urgență, echipa ProMoldova va vota doar în situația în caz în ca, și doar în cazul în care se vor veni cu măsuri compensatorii și ajutor pentru populație. Și responsabilitatea politicienilor. Nu atunci când ministrul iese fără mască și intră în magazin fără mască și toată țara după asta vede, nu atunci când unei se prefac doar că stau acasă sau că își asumă anumite responsabilități, dar de aici cer altora să încalce legea, printr-o responsabilitate comună și toți împreună. Doar așa se poate face. Sigur că rămâne să vedem în următoarele zile ce se întâmplă. Guvernul și-a luat timp și specialiștii și-au luat timp câteva zile să mai examineze situația și să vină, poate, spre sfârșitul săptămânii viitoare cu unele propuneri. Dar, dar așa cum știți, noi suntem și pe lângă criză pandemică, în criză economică și în criză politică nu avem un guvern plen potențial. Aici, în cazul de față, și doamna președinte Maia Sandu ar trebui cumva să aterizeze pe pământ mai bine, mai repede, să-și dea seama că și de responsabilitatea ei sau irresponsabilitatea ei, la fel, depinde foarte mult în țara asta. Și toți politicienii să încerce să consolideze atunci ceea ce înseamnă sau în jurul unei măcar idei legate de depășirea crizei pandemice. Dragi prieteni, o să mai revin să mai discutăm la acest subiect, fiindcă tot ceea ce înseamnă starea de urgență cu siguranță în următoarele zile va fi titlul numărul 1 peste tot, și, pe, și în, în, în discuțiile tuturor în societate. De aceea o să vă țin la curent cu ceea ce se mai întâmplă și la nivelul Parlamentului și la nivelul guvernului, dar repet foarte mult. Contează și de responsabilitatea noastră a fiecăruia. Când mergeți undeva în public, purtați mască, stați la distanță, încercați să nu interacționați cu oamenii sau nu cu mulți oameni. Încercați să fiți cât mai atenți și mai prudenți, respectând măcar minimile, minimile cerințe care sunt legate de protecția și lupta împotriva COVID-ului prin prevenție trebuie tot să avem grijă de noi, de prietenii noștri, de familiile noastre, de colegii noștri și fiecare de noi, dacă își va arăta această responsabilitate prin prudență și prin grijă, cu siguranță o să reușim și să scoatem presiunea de pe spitale și de pe medici și să facem în așa fel încât să nu ajungem la introducerea unui stări de urgență. Vreau să vă salut pe toți, să vă Doresc un sfârșit de săptămână cât mai bun și cu siguranță ne revedem foarte curând și cu mare plăcere la următoarea intervenție live o să o facem puțin, puțin mai mare în așa fel încât să vă și răspund indirect la comentariile sau la întrebările voastre. Vă pup pe toți, succese și numai realizări frumoase.